Te salut, drag prieten! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și îți spun bun venit! Prezența ta în acest colț virtual înseamnă foarte mult pentru mine. Te primesc cu inima deschisă în sanctuarul nostru de pe YouTube, Dumnezeu te iubește. Sunt recunoscătoare că faci parte din această comunitate vibrantă, alimentată de iubirea divină. Astăzi am pregătit un material special, dedicat unei teme importante ce ne preocupă pe toți. Te invit cu bucurie să te alături acestei povestiri extraordinare, abonându-te la canal. Nu uita niciodată că Dumnezeu te iubește, iar eu îți voi fi alături cu drag în fiecare pas al călătoriei tale spirituale, sprijinindu-te și încurajându-te. Haide așadar să explorăm împreună acest drum al credinței. Astăzi aflăm dintr-un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea cum va fi viitorul război mondial. Va fi unul cinic, total lipsit de milă, cinste și eroism. De la Sfântul Nicolae Velimirovici, citire, aflăm că oamenii cinstiți și raționali nu pot, nici în stare de veghe, nici în vis, să contureze ororile nespuse ale războiului ce se apropie. Acest conflict va fi lipsit de milă, cinste și eroism, dezvoltându-se într-o dramă apocaliptică în care demnitatea umană va fi sacrificată. Comparativ cu lupta dintre izraeliți și filisteni, în care David și Goliat simbolizau nonconformismul și curajul, războiul ce se prefigurează va fi doar o umbră întunecată asupra acelei idile pastorale. La fel, războiul lui Arjuna, cel descris în Mahabharata, devine un simplu bazm în fața realității ce îi așteaptă pe oameni. Cât despre conflictul de la Kosovo sau campaniile lui Napoleon în Moscova, acestea se transformă în simple episoade de poveste, palide în lumina apocaliptică a ceea ce se va ivi. Ce spun eu? Toate războaiele anterioare în care s-au zărit măcar raze de milostivire și eroi, devin doar o idilă în fața tăvălugului care se apropie. Războiul ce stă să vină nu va urmări doar victoria asupra dușmanului, ci va propaga o nemiloasă distrugere totală. Obiectivul său va fi ștergerea nu doar a soldaților din front, dar și a familiilor lor, a părinților, copiilor, bolnavilor și răniților. Tot ceea ce se află în spatele frontului va fi prins în vârtejul devastator: sate, orașe, animale, căi ferate și drumuri. Pârjolul va acționa fără milă, fără distincție, purtând cu sine o tăcere care strigă. În fața acestei viziuni necruțătoare ne întrebăm ce va rămâne din umanitate. Va mai exista vreo lumină care să ne călăuzească în haos? Cu inima îngenunchiată și cu sufletele pline de frică, ne rugăm pentru o intervenție divină, sperând că în mijlocul acestei furtuni, iubirea și compasiunea nu vor fi complet uitate. În amintirea războiului trecut, lacrimile au curs abundent pentru distrugerea catedralei din Reims, însă în viitorul amenințător va fi o distrugere fără margini, când multe catedrale, locuri sfinte și monumente de patrimoniu vor fi reduse la ruine. Aceste simboluri sacre ale credinței și ale culturii umane vor fi rase cu brutalitate, lăsând doar cioburi în urma lor și vor sfârși pe altarul unei nebunii colective. Atunci, focul, plumbul și oțelul se vor îndrepta fără milă asupra tot ce este considerat potrivnic. Întreaga lume va fi inundată de o ploaie nemiloasă de măcel, iar sufletele vor fi acoperite de umbrele morții. Sub cerul încărcat de nori vor apărea fulgere electrice și tancurii de război, mașini de ucis, ce se mișcă rapid și oriunde, pătrunzând cu forță în inima umanității. Mijloacele de distrugere create dintr-o tehnologie ce depășește imaginația celor mai fioroase minți vor transforma câmpurile de luptă în adevărate inferne, iar ca o culminare a acestei orori, omenirea va suferi de pe urma unei invenții malefice a civilizației latino-teutonice, putoarea. Aceasta, reprezentată prin gaze otrăvitoare, va fi aruncată asupra adversarilor cu o cruzime fără precedent, făcând ca fiecare ființă vie, pe care Creatorul a dăruit-o cu darul respirării, să se stingă în chinuri groaznice. Identitatea umană va fi umilită, iar cei ce-și amintesc numele lui Atila, Genghis Khan sau Cambises se vor rușina de metodele inumane ale războiului modern. Se va răspândi ruina, iar nimeni nu va fi cu adevărat în siguranță. Întrebarea persistă: se vor rușina oare cei care sunt botezați în numele atotmilostivului Fiu al lui Dumnezeu? cifrele pe care acest conflict le va genera vor depăși în toate aspectele, cu excepția numărului de binecuvântați, statisticile tuturor războaielor anterioare din istoria umanității. În timpul acestei fără de legi, copiii de la 12 ani în sus, precum și femeile și fetele, vor fi mobilizați, fiind considerați parte din mașinăria de război. Tot ceea ce rămâne în spatele frontului va fi confiscat fără milă, ultimele vite, ultimele animale domestice de povară, dar și resursele alimentare, bijuteriile și economiile oamenilor. Valorile bisericilor și mănăstirilor, obiectele de metal și toate bunurile necesare vor fi luate fără remușcări. Bătrânii, bătrânele, copiii mici și invalizii vor rămâne izolați în case goale și reci, iar hambarele vor fi părăsite. Flămânzi și neajutorați se vor confrunta cu o realitate cruntă. Vor rătăci printre ruine, cu gândul la vremurile de demult, în căutarea rădăcinilor de plante sau a cojilor de copaci pentru a supraviețui. Fiecare zi va fi o luptă împotriva foamei, umilinței și neputinței, ca și cum chiar pământul le-ar întoarce spatele, recompensându-i cu o soartă meschină. Vor veni zile friguroase, când omenirea va clătina împovărată de suferință și disperare. Într-un gest de descurajare extremă, oamenii vor aprinde focul în biblioteci, vor arde toate cărțile din avuția culturală, publică și particulară, distrugând astfel cunoștințele străvechi. Tablourile și obiectele de artă, mărturii ale genialității și frumosului, vor fi reduse la scrum, totul pentru un strop de căldură. Bunica, înfășurată în negrul vremurilor sale, va căuta să-și prepare puțin ceai, în timp ce nepotul ei, înfiorat de frig, trage să moară. Cât de adâncă este această tristețe, această dezintegrare a spiritului. În fața groazei, mulți vor cădea în sângele furiei, îndoielii sau nebuniei. Se vor desprinde de umanitate, vor alerga goi pe străzi și câmpii, dezlănțuind urlete ca fiarele sălbatice. Vor fi cuprinși de un instinct primitiv, războinic, atacând și sfâșiind tot ce întâlnesc în cale. Zilele omenirii, odinioară pline de viață, vor deveni umbrele regretelor. Comandamentele supreme vor da ordinele necesare, ramuri întregi ale neamului omenesc, de care luptătorii își amintesc cu duioșie, vor fi retrase în adâncurile munților, în peșteri întunecoase. Aceasta se va face din pricina amenințării otrăvurilor ce vor invada pământurile, astfel încât toți cei care respiră să fie în siguranță de atacurile inamicului. Însă, odată cu această retragere, va dispărea sentimentul de comunitate. Lumea va fi transformată într-un imens câmp de luptă. Se va întreba oare cum va supraviețui acest popor în refugiile sale? Vor duce cu ei daunele războiului în tâmplele lor, dar murind de foame, de neajunsuri. Când în cele din urmă conflictele se vor stinge, peisajul va fi marcat de rămășițele umanității, oseminte ale celor care au suferit. Un aspect devastator al acestui război va fi lipsa idealurilor. Oamenii nu vor lupta pentru credință, libertate sau patriotism, chiar dacă vor folosi aceste lozinci ca pe un paravan. Motivul va fi în principal ura, setea de răzbunare, de acaparare și jaf. Spiritele vor fi amorțite, idealurile o simplă amintire. În aceste trăiri, spionajul și trădarea vor deveni parte integrantă a vieții de zi cu zi în unitățile de luptă. Contrar oricărei forme de camaraderie, va apărea o neîncredere profundă, iar unitățile se vor destrăma. Inocenții vor fi sacrificați alături de vinovați, iar cei care se aflau pe frontul riscurilor vor cădea sub tăișul sabiei nedrepte. Acesta va fi un război în care eroismul va deveni o relicvă dintr-o eră îndepărtată. Idealurile de demult se vor ofili și oamenii vor găsi la suprafață non-valorile. Când realitatea va deveni insuportabilă, oamenii se vor arăta lași în fața provocărilor, lipsiți de orice curaj, de orice valorificare a umanității. În momentele ușoare se vor transforma în jefuitori, în prădători ai cadavrelor, nedându-și seama că în faptele lor devin ei înșiși victime ale unei orori fără sfârșit. În viitorul apropiat, mașinile mortale de război vor deveni fără îndoială protagoniștii grandioși ai conflictelor care ne așteaptă. Ele se vor manifesta ca niște entități mai vii și mai inteligente decât creatorii lor, demonstrând puterea și viteza ce va depăși cu mult capacitățile umane. Cu fiecare bombă aruncată, cu fiecare glonț tras, omul va fi pur și simplu eclipsat, amenințat de propriile sale creații, ajungând să se simtă sărman și înfricoșat în mijlocul acestui haos. Această paradoxală glorificare a mașinilor va duce la aplaudarea lor de către cei care altădată aclamau eroii umani. Mașinile de război vor fi decorate cu distincții, împodobite cu cununii de laur, exact așa cum se făcea pentru vitejii de odinioară. Aceste mașini, simboluri ale distrugerii și apocalipsei, ne vor aduce aminte de faptul că acolo unde ar trebui să fie empatia și umanitatea, regăsim doar recele metal al tehnologiei. Privind înapoi, ne dăm seama că multe dintre grozăviile pe care acum le anticipăm au fost deja trăite și văzute în timpul războiului mondial. Totuși, adevăratele ororii ce ne așteaptă sunt de o magnitudine fără precedent. Războaiele viitoare vor depăși în toate privințele tot ce am cunoscut până acum. Uitându-ne la destrămarea valorilor și la demolarea spiritului uman, ne întrebăm dacă va mai rămâne ceva din esența noastră. Este o provocare să descriem cu cuvinte omenești acea noapte furtunoasă, întunecată, în care crima, groaza și haosul vor domni peste Europa și America, răspândind către întreaga lume o umbră de neagră disperare. În mijlocul acestui infern, omul va căuta cu disperare salvarea, dar va descoperi doar abisul. Din toate acestea se desprind clar câteva învățături esențiale. 1. Civilizația se va pune în slujba distrugerii. Lumea civilizată va folosi întreaga sa inteligență, toată energia și toată avuția, fără nicio rezervă, pentru a alimenta flăcările războiului. Aceasta va fi o corupție a valorilor, un paradox al progresului. Cu toate inovațiile tehnologice, omul va aluneca spre o barbarie reinventată. 2. Grozăviile de nedescris. Distrugerile ce vor veni în viitorul război vor depăși cu mult ororile tuturor războaielor anterioare. Compasiunea va fi înlocuită cu o brutalitate dezgustătoare, punând mereu întrebarea cât de departe ne poate duce setea de putere și resentimentul. 3. Absența idealurilor. Ceea ce este cel mai dramatic este lipsa de idealuri ce va caracteriza acest conflict. În loc să luptăm pentru credință, libertate sau demnitate, conflictele vor fi cuprinse de o ură primordială, de dorința de a jefui și a distruge. Aceasta va duce la o armată lipsită de eroism, în care umanitatea va fi un strigoi rătăcitor. Peste toate acestea, dorința de supraviețuire va rămâne, în ciuda devastării. Într-o lume în care oamenii se vor transforma în umbra mașinilor, rugăciunile lor către Creator vor căuta alinare. Se vor ridica întrebări esențiale. Ce a devenit omenirea? Este vreo cale de întoarcere spre milostivire, spre înțelegerea profundă a umanității? Însă în mijlocul acestei disperări, să nu uităm că există încă raze de speranță. Chiar și în cele mai întunecate momente, lumina divină poate străluci cu o intensitate nemăsurată, aducând alinare și îndrumare. Credința devine un refugiu sacru pentru cei care își amintesc că, în ciuda provocărilor care par insurmontabile, iubirea lui Dumnezeu poate transforma chiar și cele mai negre zile în oportunități de regenerare spirituală. Este esențial să ne aplecăm inimile cu umilință și să ne rugăm cu fervoare pentru îndurare și compasiune. În fața haosului iminent, să ne întoarcem privirile spre vindecare, căutând o pace durabilă care să ne protejeze de rănile războiului. Nevoia de iubire și de înțelegere este mai mare ca niciodată, iar durerile trecutului pot deveni trepte ce ne conduc spre o naștere spirituală. Într-un peisaj marcat de frustrare și suferință, trebuie să căutăm lumina ce străbate întunericul. Este acea lumină interioară care ne reamintește de umanitatea noastră, de datoria de a ne susține unii pe alții, chiar și în cele mai dificile momente. Să ne unim în rugăciune, în căutarea acelei îndurări pe care doar Creatorul o poate oferi. Lumea poate fi zguduită, dar în această căutare a valorilor autentice putem găsi forța de a ne ridica. Fiecare suflet, înfruntând tumultul și nesiguranța, va căuta răspunsuri în tainițele credinței. Este un moment de revelație, când sufletele noastre vor striga după lumina divină, căutând protecție și îndrumare în mijlocul unei lumi în derivă. Fie ca această lumină să ne ajute să ne reamintim de valorile pure ale iubirii și compasiunii, dându-ne puterea necesară pentru a lupta împotriva umilirii și distrugerii. Războiul nu este doar unul al trupurilor, ci și al spiritelor. Ne aflăm într-un câmp de bătălie spirituală. Fiecare alegere, fiecare cuvânt, fiecare gest contează. Să ne unim inimile în rugăciune și reflexie, realizând că, în ciuda mașinilor de război ce amenință să ne definească, umanitatea noastră nu poate fi înfrântă. Credința devine acea forță invincibilă care ne susține în momentele de criză, oferindu-ne o busolă morală în fața tentației de a ne împărți într-o lume divizată. Privind spre cer, să ne împletim gândurile cu speranța și să ne amintim că împreună putem construi un viitor mai strălucitor. În ciuda provocărilor, fiecare dintre noi are puterea de a face o diferență, de a fi un far de lumină pentru ceilalți. Să ne inspirăm unii pe alții, să ne îmbogățim sufletele cu bunătate, căci aceasta este adevărata forță care poate transforma societatea. Uneori, în fața furiei și a violenței, căutăm o ieșire, dar soluția nu se află în distrugere, ci în reconstrucție. Este timpul să construim poduri ale înțelegerii, să ne deschidem inimile către ceilalți, chiar și către cei pe care povestea vieții ne-a învățat să-i considerăm dușmani, căci doar prin iubire și compasiune vom putea păși pe calea vindecării, transformând rănile în lecții de înțelepciune. Astfel, ne întoarcem la cel mai important mesaj. Viitorul nu este un destin inevitabil, ci rezultatul alegerilor noastre. Fiecare deces simbolic al iubirii însă poate însemna o naștere. Să fim conștienți că adevărata eroină este și va rămâne credința. Fie ca prin fiecare pas pe care îl facem să ne apropiem de divinitatea prezentă în noi, lăsându-ne ghidați de forța iubirii. În cele din urmă să ne amintim că drumul către lumină nu este întotdeauna ușor. Este marcat de încercări și durere, dar fiecare pas pe care îl facem spre bine ne aduce mai aproape de scopul nostru sacru. Să ne îmbrăcăm sufletele cu compasiune, iar inimile noastre să devină locuri de refugiu pentru ceilalți. Cu o poveste de speranță și o dorință profundă de schimbare în sângele nostru, puterea de a renaște va fi întotdeauna cu noi. Astfel, în fața oricărei furtuni, să ne unim forțele și inimile, să ne întoarcem privirile spre cer și să ne reîncărcăm conștiințele cu lumina divină, căutând în cele din urmă un viitor unde iubirea, credința și speranța să primeze asupra întunericului. Dragul meu prieten, îți mulțumesc din adâncul inimii pentru că ai fost alături de mine în această minunată călătorie spirituală. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și te invit să îți deschizi inima pentru a primi iubirea divină. Nu uita că Dumnezeu îți oferă o iubire necondiționată, o fântână nesecată de speranță și putere în viața ta. Îți doresc din toată ființa să simți această dragoste profundă în fiecare zi și să descoperi mereu noi modalități de a-ți întări credința. De asemenea, vreau să subliniez contribuția valoroasă a jurnalistului și scriitorului George Hodorogea. Mesajul său este o sursă continuă de inspirație pentru a ne apropia de Dumnezeu. La revedere și binecuvântări divine! Pe curând!